Bună seara, Daniel, ne auzi? Bună seara. Te ascultăm, suntem cu o problemă tehnică, o să doar să te ascultăm. O să-i dai și cu zâmbă. Da. Bună seara, tuturor, așa, Bian. Daniel Marcăs, sunt ca de obicei din orașul pe cui vă vorbesc. Sunt onorat să asist în această seară alături de doamna Cojocaru la această frumoasă vecernie culturală din Arăbie Dumnezeu. Îmi pare rău că nu am putut fi de față și în revanșă voi trece duic la cartea bănii sale, pentru care o felicit și pentru care îi mulțumesc, dându-ne și în această seară titlul conferinței noastre. Și prietenul nostru Alvaro, trebuie să-i mulțumim pentru că mi-a dus până la capătul lumii și înapoi cu dorul lui pentru Eminescu și pentru că ne-am plimbat prin galaxii și prin pe toate continentele globului nostru până aici vă propun să încheiem călătoria noastră cu câteva cuvinte din orașelul Tecuș. Se vor împlini în iunie 130 de ani de la plecarea lui Eminescu în veșnicie și după mai bine de un dat de eminescologie avem impresia că nu l-am înțeles, că nu i-am deslușit încă taina vieții. Ne bucură să citim despre universalitatea lui Eminescu, despre faptul că a fost tradus încă din timpul vieții în limba maghiară, în germană și italian, iar mai apoi în peste 80 de limbi de către poeți mari, precum Ivan Krasco în Slovacia, Ana Ahmatova în Rusia, Rafael Alberti în Spania, foarte curând probabil Alvaro Adorno Castro în Chile, sau prin programele computerizate de traducere. Astăzi, opera lui fiind accesibilă în 150 de limbi. Ce au făcut și vor mai face eminescologii străini pentru Eminescu este meritul lor. Noi simțim că avem socotelile neîncheiate cu Bădița Mihai. Nu pentru că nu s-au aplicat, asupra operei sale personalitățile neamului nostru, ci pentru că oricâte comentarii, exegeze, studii, teze de doctorat, romane despre Eminescu am citit, vedem că nu putem cuprinde cu trăirea și urma cu fapta. Fii trăiască numai în frăție, scria Eminescu în ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Ce se alege astăzi de această urare? Văd poeți că au scris o limbă ca un fagure de miere. Citim în Epigonii. Ce fagure de fiere pare de multe ori al omului din spațiu public contemporan. Nu credeam să învăț a muri de dată. Se desprinde el în odă în netul antic. Oare noi creștinii vom reuși să trăim credința în cel care este moartă, morții și învierea vieții? Iată de ce pentru această seară am preferat să vă pun înainte trei exemple de apropiere de Eminescu, lăsate de trei mari concetățeni ai mei. Cei trei tecuceni sunt poetul și criticul Nicolae Petrașcu, fratele Victorului Gheorghe Petrașcu, poetul și filozoful Ion Petrovici, nepotul lui Nicolae Petrașcu, și poetul și savantul Alexandru Mironescu, reprezentantul nostru la Rogul Aprins de la Mănăstirea Antii. Ei sunt prin naștere tecuceni, dar prin studii, carieră și familie sunt bucureșteni. Toți trei fiind înmormântați la cimitirul Belu, alături de Mihai Eminescu. Poeții aceștia trei, din Tecuci, am încercat fiecare la timpul lui să înțeleagă taina vieții lui Eminescu. De la Nicolae Petrașcu avem prima monografie, Mihai Eminescu, studiu critic, 1892.
care deschide România calea Ionescologiei. El dedică acest studiu lui Maiorescu, apărând în fața socialistului Dobrogean Ghirea, poziția profesorului de la Iași, conform căreia pesimismul lui Eminescu nu își avea originea în sărăcia vieții sale, în boema vieții sale de student și apoi de jurnalist. Și de bibliotecar, îl spunem până la capăt lucrurile. Petrașcu explică pesimismul eminescian printr-o predispoziție a poetului de a vedea lucrurile în tragic. Corespondența lui Eminescu cu Maiorescu îndreptându-i în bună măsură teza. O predispoziție care se întâlnește, la un moment dat, cu seducătoarea doctrină a pesimismului Schopenhauerian. Eminescu s-a născut cu vocația de a gândi prin imagini, scrie primul său critic. Memoria sa prodigioasă, vasta cultură, cugetarea și expresivitatea lui Eminescu, îmbogățite prin dialoguri cu filozofii timpului, i-au ridicat poezia la înălțimea gândirii. Am închis ghilimelele. Darul lui Eminescu de a cânta natura și iubirea se confruntă permanent cu o cugetare pesimistă, între ghilimele, iar despre starea care rezultă din această agonie, Petrașcu scrie că melancolia îi se făcea vers. Nicolae Petrașcu încheie studiul său cu o listă a însușirilor de căpetenie ale sufletului lui Eminescu. El spune așa, Eminescu a fost antic prin cunoștința și iubirea de forme, medieval în sentimentele sale, modern în ideile lui pesimiste, contemporan prin brazarea lui. Nimic nou sub soare. Observator și dulgrav al acestei minunate lumi, disprețuitor sincer de viață, deși iubind-o în unele împrejurări foarte tare. Idealist, având ochii pururea în stele. Realist, cu mâna pe toate unghiurile vieții. Artist care ne-a adus o formă nouă, atică. Filozof care s-a apropiat de felul de gândire al oamenilor din mort, adâncind sufletul omenesc în clipurile în care se pare că va dormi veșnic durerea. Am închis ghilimele. Chestiunea originii pesimismului eminescian este relată de Ion Petrovici, primul doctor în filozofie al Universității din București, bun cunoscător și hermeneut al lui Kant, despre care a scris o celebră lucrare în 1936, și a lui Arthur Schopenhauer, despre care a scris o altă lucrare în 1937, ucenic și admirator al lui Titu Maiorescu. Petrovici ne-a lăsat două texte importante, care se numesc Contribuții la filozofia lui Eminescu, 1830, și Poezia filozofică a lui Eminescu, 1939, în care el se întreabă dacă Eminescu are o concepție filozofică. Se subînțelege că Petrovici se referea la întreaga sa operă. În consonanță cu unghiul său, criticul Petrașcu, Ion Petrovici îl numește pe Eminescu un gânditor, preocupat profund de marile probleme ale existenței, de sensul vieții și de destinul nostru cosmic. Aici fac o paranteză și sunt convins că doamna Căjucoară va plimba prin toate galaxiile minții lui Eminescu. Eminescu nu s-a mulțumit cu perspectiva de a fi doar poet, spune Petrovici, nici cu aceea de a fi numai filosof. El a intuit capacitatea de luminare și conlucrare a celor două pe direcția marelui necunoscut. Am închis ghilimele. Poetul filosof ne oferă în veșmântul scânteitorilor, în veșmântul scânteitor al versului, un fond înalt de idei în desăvârșită ordonanță a înălțuirii logice. Ați recunoscut, desigur, stilul lui Petrovici. Eminescu ne-a lăsat, zice Petrovici, nu ne-a lăsat o filozofie sistemică, deși admirator și bun cunoscător al idealiștilor germani, al lui Kant în mod special, și una lirică pe care Petrovici o vede de inspirație Schopenhaueriană.
Această influență este numită chiar, în ghilimele, axa ideologică a celor mai înalt. Cerem scuze, dar nu ne aparține. Bine venit, momentan. Tehnica și emisă. Germa, putere în opera lui Eminescu, mă refer la Kant și la Schopenhauer. Dar este posibil ca Eminescu să fi căutat la un moment dat o ieșire critică din cetatea sau închisoarea filozofiei kantiene. Și printre primii critici al lui Kant se află Schopenhauer, care în lumea ca voință și reprezentare atacă pilonii principale ai kantianismului. Lucrul în sine, dialectica transcendentală și imperativul categoric. Lăsând această nouă explicație a relației Eminescu-Schopenhauer pentru altă ocazie, să trecem acum la cea mai sensibilă și cea mai delicată interpretare făcută de ultimul scriitor tecucean. Ne referim, desigur, la paginile lui Alexandru Mironescu din cărțile sale Jurnal și Floarea de Foc, care, deși sunt mai îndepărtate cronologic de anii vieții lui Eminescu, par să exprime o apropiere mai mare de acesta. Voi cita câteva fragmente mai întâi din Floarea de Foc, carte care a fost scrisă între anii 1963, în anul 1963-1964, imediat după ce a ieșit din închisoare. Câtă jale încearcă sufletul meu când mă gândesc la cele câteva genii ale culturii românești care și ele au rămas străine de această problemă esențială. Trimiterea la cele câteva genii este, bineînțeles, și la Eminescu. Iar străinătatea despre care vorbește aici, sau înstrăinarea despre care vorbește aici Alexandru Mironescu, se referă la înstrăinarea de bogăția vieții duhovnicești pe care o găsim noi românii în Ortodoxie. Un alt fragment este acesta. Știam cândva, aveam pe atunci mai puțin de 20 de ani, mii de versuri pe din afară, din Eminescu, Cerna, Bacovea, Baudelaire și așa mai departe. Înșiruirea aceasta de poezi arată preocupările sale de adolescent, de licean la București, și o primă ierarhizare pe care o face tânărul Mironescu. Vedeți că în această primă ierarhizare, pe primul loc, se afla Mihai Eminescu. Dar au trecut ani și ceva s-a mai schimbat în sufletul lui Alexandru Mironescu, pentru că în 1958, când este arestat, la interogatorii este nevoit să vorbească despre poetul Vasile Voiculescu. Și acolo face o declarație care mă interesează în mod special în această seară. Doctorul Voiculescu, spune el, în cultura și poezia românească, ocupă un loc în fotoliul de orchestră alături de Eminescu și Arghezi. Vorbesc ca un om care nu sunt nepriceput în lucrurile acestea. Prin ce a scris, îndrăznesc să afirm că este mai mare decât aceștia. Opinia lui Mironescu, din aceste rânduri, se referă la experiența religioasă a lui Vasile Voiculescu, exprimată în versurile sale arestate de securitate în noaptea de 14 iunie, când au fost arestați și ei. Din jurnal, jurnalul care a fost scris la mai bine de 2-3 ani, de la eliberare, în 67-68, am extras un moment foarte important, în data de 3 septembrie 1967.
o mărturisire deosebită pe care o face Alexandru Ironescu. Aproape în fiecare zi, pe seară, ca un pelerinaj, mă duc și stau mult pe bancă lângă mormântul lui Eminescu. Geniul acesta a născut dintre noi. Singurul pentru care păstrez o afecțiune și aș spune o solidaritate profund omenească și o admirație stăruitare și nediminuată, chiar când mă încearcă o teribilă părere de rău că nu a fost un drept slăvitor creștin. A fost însă un om de o vastă amplitudine și un poet de geniu, în toată puterea cuvântului, trăind totul cu o seriozitate care n-a încetat a mă covârși cu o forță exemplară. Încerc uneori o gelozie, dacă pot să spun astfel, dar și o satisfacție că domină lumea și infinitul și eternitatea din locul cel mai extraordinar de frumos din țara românească. Iată aici un aspect foarte interesant pentru tema noastră de astăzi. Geniul poetic, seriozitatea și vasta amplitudine a vieții lui Eminescu ar fi fost potențate spre desăvârșirea sa, în sens de sine, în opinia lui Mironescu, dacă ar fi avut o mai strânsă legătură cu profunda trăire ortodoxă. Este aici o convingere personală a lui Mironescu și o nostalgie a sfințeniei nedobândite a celor mai buni dintre intelectualii români. Căci pentru Mironescu, intelectualul creștin era omul de rugăciune și călăuza către Dumnezeu pentru contemporanii săi. Anul următor, în 1967, Mironescu spune că Eminescu e mai mult decât un foarte mare poet. E o personalitate completă și covârșitoare. A fost un om complet, nu un poet devitalizat și suspinând pe lângă plopii fără soț. Aluzie la interpretările firave, să le spunem așa, care i s-au dat lui Eminescu. În fine, un ultim paragraf pentru mine, mari poeți, și sunt exemple rarisime, sunt angajați în ceea ce s-a numit experiență de limită. Ei sunt profeții purtătorii unor semnificații majore. Am ajuns cu îngăduința dumneavoastră la concluzii. Și acești trei tecuceni, menționați până acum, au insistat în paginile lor asupra unor astfel de semnificații majore, deschizând perspective necesare eminescologiei de astăzi. Acolo, pe bancă la Benu, Alexandru Mironescu se gândea probabil la anii pe care Eminescu nu a mai apucat să-i trăiască. Ce ar fi devenit Eminescu după 1918? Sau câți ani de pușcărie ar fi primit de la clasa proletară? Sau ce ar fi fost dacă venea și el la rugul aprins al Maicii Domnului de la Antim? Rămâne o taină ce s-a întâmplat cu el în clipele în care și-a strunit de două ori chemarea la monahism. Nici căsătorit, nici monah, Eminescu rămâne pentru noi un părinte al poeziei naționale și un arhidiacon al limbii române care oarecând a profețit așa: iar celui ce cu pietre mă va izbi în față, îndură pe stăpâne și dă-i pe veci viață. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc. Și dacă sunt întrebări, le ascult și voi încerca să vă răspund. Mulțumesc!
Dacă are cineva vreo întrebare pentru Daniel, este așteptat. Daniel, rămânem aici. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Îmbrățișăm. Să aveți un bun la mulți ani. Mulțumim.